Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei Călăraș efectuează zilnic activități de recunoaștere și verificare a secției de anestezie terapie intensivă din Spitalul Județean de Urgență Călăraș. Având în vedere situațiile de urgență din ultima perioadă în care au fost implicate unitățile spitalicești pe fondul creșterii cazurilor de COVID-19 în scopul prevenirii unor situații de urgență ce pot pune în pericol viața pacienților, pompierii călărășeni desfășoară activități de recunoaștere și verificare a secțiilor ATI. Potrivit purtătorului de cuvânt Alice Călăraș Ovidiu Tataranu, se verifică dotarea cu stingătoare și hidranți interior după caz, practicabilitatea căilor de acces, intervenție și modalitatea de încălzire a spațiilor destinate ATI în vederea eliminării în mijloacelor de încălzire neomologate și eliminarea utilizării tuturor surselor de foc deschis, cum sunt lumânările sau candelele. De asemenea, se urmărește operativitatea personalului, integritatea instalațiilor electrice, asigurarea permanentă a personalului în secția ATI, și cunoașterea modului de intervenție în cazul producerii unui incendiu și aerisirea periodică a spațiului în care există riscul de creștere a concentrației de oxigen. Neregulile constatate pe perioada acestor verificări vor fi aduse la cunoștință conducătorilor de instituții în vederea remedierii în cel mai scurt timp.